Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. Ucraina ne anunță oficial că nu va renunța la așa zisa limbă moldovenească, iar guvernul ne informează că va compensa parțial facturile la energie pentru persoanele juridice. STB anunță la rândul ei că va elibera abonamente online pentru elevi și studenți, iar Comisia Europeană ne întreabă cum avem de gând să facem economie la curent. Rămâneți cu noi la Link News. Premierul Nicolae Ciucă, ministrul apărării Vasile Dâncu și ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, dar și alți oficiali români și străini, participă la a 6-a ediție a Black Sea and Balkan Security Forum, care are loc astăzi și mâine la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. La panelul din prima zi a evenimentului, numit Războiul din Ucraina și provocările de securitate din regiunea Mării Negre și din Balcani, va vorbi premierul Nicolae Ciucă. Printre vorbitorii din prima zi se numără și ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov, care va avea o intervenție online. Seriile de discuții din cadrul conferinței abordează teme precum războiul din Ucraina și provocările de securitate de la Marea Neagră, concluziile de la recentul summit NATO care a avut loc la Madrid, rolul regiunii Mării Negre asupra situației energetice sau impactul războiului din Ucraina asupra regiunii Balcanilor de Vest. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a răspuns memoriului Consiliului Național al Românilor din Ucraina, care a solicitat din nou autorităților să recunoască inexistența limbii moldovene și să anuleze ordinele privind introducerea cotelor de limbă ucraineană în școlile cu predare în limba moldovenească. Din păcate, decizia Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev este de a nu renunța la așa zisa limbă moldovenească, deoarece problema renunțării la folosirea termenului limba moldovenească poate fi folosită de agresor pentru a incita la dușmănie interetnică în țara noastră. În mod absolut întâmplător, răspunsul Kievului a venit chiar pe 31 august, de ziua limbii române. Consiliul Național al Românilor din Ucraina a solicitat la începutul lunii august revenirea școlilor din sudul Basarabiei, începând cu 1 septembrie 2022, la sistemul de predare în limba română, după cum a fost anterior anului 1998, când, împotriva voinței părinților, elevilor și profesorilor, instituțiile de învățământ secundar au fost trecute din oficiu la predarea în limba moldovenească. La 1 februarie anul acesta, președintele României a cerut omologului său ucrainean să recunoască oficial inexistența limbii moldovenești. Pe 23 aprilie, Ministerul Afacerilor Externe de la București a declarat că omologii de la Kiev au recunoscut identitatea între limba română și așa zisa limba moldovenească. Recent, președintele Zelenski l-a decorat pe ministrul apărării din România, Vasile Dâncu, în contextul războiului din Ucraina. Peste 350 de hărți, cărți, manuscrise și imagini rare despre istoria și cultura românilor sunt expuse în această toamnă în exclusivitate la Arcub, Hanul Gabroveni, în expoziția De la Țepeș la Brâncuș, 5 secole de istorie și cultură în spațiul românesc. Expoziția ilustrează istoria, cultura și romanitatea românilor de-a lungul ultimelor 5 secole, sfârșitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XX-lea, în forme originale și inedite, între care o harta a Daciei din secolul XV, o gravură din secolul XV cu portretul lui Vlad Țepeș, subtitlul Istoria Dracole Vaida, prima carte tipărită în Moldova în limba română, hrisoave de secol XVII cu semnătura în cerneală ferogalică a lui Matei Basarab, domnitorul țării românești sau cu sigiliul cancelariei lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei. De asemenea, documente cu frontispicii și cărți vechi în alfabet chirilic sau latin, un document de la 1863 ce poartă semnătura holografă a lui Alexandru Ioan Cuza, dar și o versiune desenată a lucrării Eva a lui Constantin Brâncuș. Printre cele peste 350 de exponate se află piese unicat și inedite, care sunt expuse pentru prima dată public sau care nu se regăsesc în colecțiile muzeelor din România. Hărțile expoziției datează din secolele 15-20 și includ informații referitoare la geografia și organizarea administrativă a celor trei țări române, dar și informații privind Europa și lumea în ansamblul ei. Iar cărțile vechi și rare completează expoziția de la Arcub cu monumente de limbă românească veche, de la Cazania lui Varlam din 1643 la Noul Testament de la Belgrad 1648 și Biblia lui Șerban Cantacuzino 1688. Expoziția poate fi vizitată la Arcub, Hanul Gabroveni, în perioada 16 septembrie-22 octombrie, cu excepția zilelor de luni.
Guvernul a publicat proiectul ordonanței de urgență privind compensarea facturilor la energie. Conform prevederilor ordonanței, IMM-urile, firmele din industria alimentară și instituțiile publice vor avea facturi plafonate pentru doar 85% din consum. În schimb, documentul legislativ dă o lovitură centralelor electrice ale Petrom și Romgaz. Reprezentanții USR consideră că propunerea guvernului este o sfidare la adresa românilor și a industriei. Toată această schemă de plafonare creează haos și distruge încet, dar sigur, sectorul energetic și economia românească. Consecințele vor fi dramatice, restrângerea activității, prețurile mai mari în economie și pierderi de locuri de muncă. Soluția era să dăm credit fiscal la toate companiile românești și să reducem taxele din facturare pentru toți românii, transmite Cristina Prună, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei de Industrie și Servicii. Potrivit USR, soluțiile sunt simple și nu este prea târziu să fie aplicate, precum reducerea de TVA de la 19% la 5%, cum a făcut-o Spania, Germania și alte țări, eliminarea altor taxe din factură și credit fiscal pentru toate întreprinderile românești. Abonamentele pentru mijloacele de transport public ale Societății de Transport București pentru elevi și studenții care învață în școlile și universitățile de pe raza municipiului și a județului Ilfov vor fi eliberate online în urma încheierii unui protocol între Ministerul Educației și STB. Protocolul de colaborare a fost semnat de către ministrul Educației Sorin Câmpeanu și de directorul general al STB SA Mihai Criț și prevede dezvoltarea de către STB a interfeței care să faciliteze obținerea online a abonamentelor gratuite pentru elevi, respectiv cu reducere pentru studenți pe baza solicitării acestora. Astfel, Ministerul Educației permite accesul Societății de Transport București la platforma Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România și Registrul Matricol Unic pentru a valida și verifica automat calitatea de elev sau student în condiții sporite de securitate informatică. Noua platformă va permite obținerea abonamentelor metropolitane din zona București-Ilfov, valabile pe perioada anului școlar, pe toate liniile de transport public de suprafață, indiferent de operatorul de transport, conform legislației în vigoare. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării oferă suportul tehnic în vederea respectării trasabilității schimbului de date necesar dezvoltării platformei digitale. Platforma va fi pusă într-o primă fază la dispoziția elevilor, apoi dezvoltată pentru obținerea abonamentelor pentru studenți. Protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Societatea de Transport București este valabil pentru o perioadă de 4 ani de la data semnării și nu presupune nicio contribuție financiară din partea Ministerului Educației, a subliniat Sorin Câmpeanu. Fetele tind să plece mai devreme din casa părintească decât băieții în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, însă cea mai mare diferență între genuri se înregistrează în 2021 în România, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. În 2021, în medie, tinerii plecau din casa părintească la vârsta de 27 de ani, iar tinerele la 25 de ani în Uniunea Europeană. Această tendință a fost observată anul trecut în toate statele membre UE. În 2021, cea mai mare diferență între genuri se înregistra în România, 25 de ani pentru tinere față de 30 de ani pentru tineri, o disparitate de gen de 4 ani, și Bulgaria, o disparitate de gen de 3 ani, spre deosebirea de Suedia, o disparitate de gen de 4 luni, Danemarca de 5 și Irlanda de 9. În medie, tinerii plecau acum 2 ani din casa părintească după vârsta de 30 de ani în 11 state membre ale Uniunii Europene: Croația, Portugalia, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Italia, Malta, Spania, România și Polonia, în timp ce în cazul tinerelor sunt doar două țări, Portugalia și Croația. Datele Eurostat arată că acum 2 ani vârsta medie la care persoanele tinere părăseau casa părintească era de 26 de ani, dar există diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene. Cea mai ridicată vârstă de 30 de ani sau mai mult se înregistra în medie în rândul persoanelor tinere din Portugalia, Croația, Slovacia, Grecia și Bulgaria, spre deosebire de Suedia, Finlanda, Danemarca și Estonia. Ieri a fost operaționalizat noul sistem de parcare de la aeroportul internațional Henri Coandă București, aferent parcărilor plecări și termen lung. Astfel, utilizatorii acestor parcări au la dispoziție un sistem modern cu eliberatoare și cititoare de etichete de parcare, care includ și POS, precum și funcția LPR de recunoaștere a numărului de înmatriculare, conform Companiei Naționale Aeroporturi București. Modernizarea parcărilor de la aeroport face obiectul unui program de investiții care este prevăzut a se încheia în iunie 2023. La finalizarea proiectului, plata parcării va putea fi efectuată și pentru aplicație mobilă, precum și prin SMS.
În prezent, parcarea poate fi achitată cu numerar sau card bancar, fie la unul dintre cele 16 automate de plată instalate în parcările sosiri, plecări și termen lung, fie la cele două puncte de încasare cu operator, amplasate în terminalul plecări extindere și pe culoarul de legătură între plecări și sosiri, precum și cu cardul direct la POS-urile de la terminalele de ieșiri din parcări. Aeroportul Internațional Henri Coandă de București dispune de 1793 de locuri de parcare publică, repartizate în parcare plecări 437 de locuri, parcare sosiri 588 de locuri și parcare termen lung 768 de locuri. Greva piloților de la Lufthansa va afecta astăzi aproximativ 800 de zboruri cu un total estimat la 130.000 de pasageri. Piloții liniei aeriene germane au declanșat greva deoarece nu li s-au satisfăcut cererile de măriri de salarii. Lufthansa susține însă că le-a făcut o ofertă extrem de avantajoasă și că dacă ar fi acceptat solicitările lor, cheltuielile cu salariile ar fi crescut cu 40%. Ca urmare, practic toate zborurile liniei aeriene care au punct de plecare sau de sosire pe aeroporturile din Frankfurt și München vor fi anulate astăzi 2 septembrie. Subsidiarele Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Brussels Airlines și Eurowings vor opera normal. O situație aproape identică s-a petrecut și la sfârșitul lunii iulie, când Lufthansa a anulat toate zborurile programate în Germania, însă din cauza unei greve a personalului de la sol. În acest caz s-a ajuns la un acord, compania acceptând majorări de salarii între 13,6 și 18,6%. Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților a aprobat un proiect prin care se menționează că ziua de 6 ianuarie, de bobotează, va fi recunoscută drept zi liberă legală pentru toți angajații. Pentru ca acest proiect să intre în vigoare, urmează să aibă loc votul în plenul Camerei Deputaților, după care proiectul va merge la promulgare la președintele României, Klaus Iohannis. În anul 2022, angajații din România au avut dreptul la 15 zile libere legale potrivit Codului Muncii. Dintre acestea, 9 au fost în timpul săptămânii, iar 6 în weekend. Au mai rămas doar 4 luni din acest an, iar salariații se mai pot bucura de câteva zile libere legale. Românii nu vor munci pe data de 30 noiembrie, fiind sărbătorit Sfântul Andrei. Această sărbătoare pică într-o zi de miercuri. O altă zi liberă va fi 1 decembrie, Ziua Națională a României, care pică joi, și zilele de 25 decembrie și 26 decembrie, care vor pica în zilele de duminică și luni. În anul 2023 vor fi 12 sărbători legale în timpul săptămânii, celelalte 3 picând în weekend, cum ar fi Paștele sau Anul Nou pe 1 ianuarie. Președintele Joe Biden a susținut ieri o evaluare sumbră a democrației americane în timpul unui discurs desfășurat la o oră de maximă audiență în Philadelphia, avertizând că Donald Trump și aliații săi politici vor duce America de râpă în cazul în care vor mai ajunge la conducere. În timp ce stau aici în seara asta, egalitatea și democrația sunt atacate, a spus Biden la Independence Hall, după ce i-a atacat pe republicani pentru ceea ce îl cataloguează drept extremism, MAGA și semifascism. Oficialii administrației spun că Biden a hotărât că era momentul potrivit pentru a oferi o socoteală mai serioasă și mai sumbră asupra forțelor antidemocratice aflate în creștere în toată țara. Trebuie să fim sinceri unii cu alții și cu noi înșine. Ce se întâmplă astăzi în țara noastră nu este normal, a spus Biden. Donald Trump și republicanii MAGA reprezintă un val de extremism care amenință fundațiile republicii noastre. Președintele adaugă că Partidul Republican a fost parțial dominat, condus și intimidat de Trump și acoliții săi în 2022. A 10-a ediție a Zilelor Muzeului Țăranului va avea loc între 8 și 18 septembrie. Ca în fiecare început de toamnă, în preajma sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, cunoscută în popor și ca Ziua Crucii, Muzeul Național al Țăranului Român întâmpină anotimpul cu expoziții noi, festivaluri povestirilor de pe Via Transilvanica, lansări de carte, ateliere, târg de icoane și proiecții de film. În prima zi a evenimentului, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova la București, vernisează expoziția de scoarțe românești Țesera Lumii. Expoziția reunește câteva dintre cele mai frumoase scoarțe aflate în depozitele celor două instituții naționale de o valoare inestimabilă. În perioada 9-11 septembrie, publicul este așteptat la Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica. Vizitatorii vor putea descoperi România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Între 12
12 și 13 septembrie, muzeul va găzdui workshopul Arta Paielor, tablouri cu paie, în curtea muzeului. Miercuri, 14 septembrie, se va deschide expoziția meșterului crucer Vasile Marin din Brebu. Expoziția este concepută în completarea târgului iconarilor și al meșterilor cruceri, care va avea loc în acest an, în perioada 16-18 septembrie. De asemenea, cei mici sunt așteptați și ei la ateliere de încrustații în lemn și de pictură pe sticlă. Comisia Europeană analizează posibilitatea de a cere statelor membre planuri de reducere a consumului de energie electrică în linie cu acordul voluntar privind scăderea cu 15% a consumului de gaze. Comisia vrea însă dezbateri cu țările din Uniunea Europeană înainte de a concretiza vreo măsură adițională. Această posibilitate va reprezenta una dintre temele pe care le vor aborda miniștrii energiei din țările Uniunii Europene la reuniunea extraordinară convocată la Bruxelles, unde de asemenea se va discuta despre posibilitatea decuplării prețului gazelor de cel al energiei electrice sau impunerea unui preț maxim la gaze. Planurile de economisire a gazelor pe care deja le implementează o serie de state membre precum Spania sau Germania includ deja măsuri pentru reducerea consumului de electricitate, ca de exemplu în ceea ce privește iluminatul stradal. Autoritățile centrale și locale din România nu au anunțat niciun plan concret pentru reducerea consumului de energie. Dimpotrivă, majoritatea primarilor au anunțat că vor păstra iluminatul festiv de sărbători. Facebook, Instagram și WhatsApp vor lansa în următorii ani facilități pentru care utilizatorii vor trebui să plătească, cel mai probabil, un abonament lunar. După ce a fost lovită serios de noul sistem de protejare a intimității implementat de Apple pe iPhone și iPad, unde aplicațiile nu mai pot urmări activitatea utilizatorilor fără acordul acestora, Meta pare să fie în căutarea unor soluții alternative de monetizare. Compania americană vrea să lanseze facilități contra cost în cadrul produselor sale, ceea ce înseamnă că pe viitor anumite funcții din Facebook, Instagram și WhatsApp vor fi disponibile doar celor care plătesc. În acest sens, Meta anunță că va înființa o nouă divizie, al cărei rol va fi chiar identificarea și construirea în produsele companiei a unor funcții pentru care utilizatorii să fie dispuși să plătească. În prezent, majoritatea covârșitoare a veniturilor Meta sunt generate de reclame. Compania are și câteva funcții plătite, taxarea firmelor care vor să ia legătura cu clienții pe WhatsApp și administratorii grupurilor de pe Facebook pot cere plata unui abonament pentru accesarea conținutului exclusiv. Sunt doar două exemple, însă acestea nu sunt servicii prin care Meta să ceară bani direct de la cele peste 2 miliarde de utilizatori pe care i-are. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au decis ieri să îngreuneze procedura prin care cetățenii ruși pot obține vize de călătorie în Uniune, făcând-o mai costisitoare și mai de lungă durată, dar nu au căzut de acord asupra unei interdicții complete cerută de Ucraina și de mai multe state membre. Unul dintre obiectivele miniștrilor este de a găsi o modalitate prin care să se poată pune la comun materialele și resursele militare pentru a reduce presiunea financiară a fiecărui stat. De asemenea, s-a vorbit despre achiziția muniției, dar și a armelor și sistemelor de apărare antiaeriană de care Ucraina ar avea în continuare nevoie. O altă problemă care s-a ridicat în cadrul întâlnirii a fost pregătirea militară a soldaților ucraineni, care ar trebui să vină într-un cadru organizat dinspre Uniunea Europeană și nu pe model bilateral al fiecărui stat cu Ucraina, cum s-a desfășurat până acum. Ar fi bine să punem acest lucru pe o bază mai structurată și să ne asigurăm că Uniunea Europeană, în mod colectiv, face acest lucru într-un mod structurat și organizat, care poate dura o perioadă de timp, a declarat ministrul irlandez de externe. Există însă și voci care s-au opus acestei propuneri, cum ar fi cea a reprezentanților Luxemburgului sau Letoniei, care au concluzionat că un astfel de suport în mod organizat și centralizat din partea Uniunii nu este cea mai rapidă soluție, timpul fiind critic în cadrul conflictului din Ucraina. Ministerul Apărării a cerut acordul Parlamentului pentru achiziția a 3 drone Bayraktar TB2 printr-o investiție de aproape 300 de milioane de dolari. Sistemele de drone cu câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor la distanță vor fi livrate cu un pachet de suport logistic inițial și echipamentele specifice pentru instruirea și antrenamentul piloților. Sistemele UAS menționate sunt destinate structurilor din cadrul forțelor terestre care acționează în mediul operațional și asigură sprijin informativ în timp real, continuu sau pe durată îndelungată, concomitent cu posibilitatea angajării țintei
fără a pune în pericol integritatea fizică a personalului aeronavigant, susține Ministerul Apărării. Achiziția lor face parte din programul privind transformarea armatei până în anul 2024. Se dorește crearea unor forțe flexibile cu un spectru larg de capabilități specifice războiului modern. Valoarea de 300 de milioane de dolari este valoarea estimată. Prețul exact se va afla în momentul în care vor începe procedurile de licitație publică. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!